despre Nobelul pentru literatură de anul acesta. Ce v-a trecut prin cap când ați aflat laureatul? Am fost la Humanitas când am auzit știrile din, direct din, din Suedia și am sărit în sus și în jos de bucurie. Sunt ecstatic. Bob Dylan este nu numai suflul generației mele, este și poetul cel mai bun al generației mele. Este de fapt și un scriitor de mare marcă cu memoriile lui și cu romanul Tarantula. Știu că există o controversă despre el din partea scriitorilor care se ocupă numai de pagina tipărită, dar poezia pentru mine este mult mai mult decât pagina tipărită. Dar pentru cum credeți că a gândit juriul, care a fost pentru atitudine, pentru faptul că a schimbat o lume, a creat? El a fost pe lista Nobel de mulți pentru versurile lui, pentru poezia lui. Acum a venit momentul politic în care are sens. Există și o dimensiune politică a Nobelului care se dă pe regiuni, nu numai pe talent literar. Dar în cazul lui Bob Dylan sunt amândouă adevărate și în plus este și un muzician care a experimentat cu multe stiluri și poezia și muzica sunt același lucru. La început au fost același lucru, nu s-au despărțit niciodată. S-a devenit muzica subterană la un moment dat, dar până la sfârșit acum muzicienii vorbesc și spun versuri când sunt bine auziți. V-am auzit, cred că de curând, spunând, începeați o frază așa, noi hipioții, sună cam ciudat astăzi această expresie. În primul rând, cine mai spune astăzi noi? Că nu, noi hipsterii. Eu n-am zis noi hipioții, nu cred că am zis asta. Vreau să, ca să nu fac ca Trump care zice că n-a zis, deși a zis. Dacă am zis-o, era probabil un fel de, cum îi spune, o greșeală, fiindcă, în primul rând, eu n-am fost hipiot, deși am trăit în perioada aia și m-am îmbrăcat ca ei și mi-am lăsat părul să crească, dar interesul meu era în fete, fiindcă nu le plăceau de genul ăsta, de stilul ăsta, dar ca idei și lucrurile despre care scriam erau, de fapt, anarhiste. Nu aveau de-a face mulți cu utopianismul contemporanilor mei. Deci, e totuși o problemă. Noi nu mai spunem noi. Noi nu mai spunem noi. Când, asta e chiar problema. Asta e chiar exact problema pe care a spus degetul. Nu spunem noi decât într-un fel. Spunem noi în rețelele sociale. Fiindcă noi am devenit noi deodată în casa de sticlă cu ecou. În care noi suntem cei care agrem opiniile adică, comune. Dacă ar spune noi poeții, ar avea sens? Dacă ar spune acum noi poeții? Sau, că, de pildă mă uit în titlurile de ziar. Românii consumă, nu știu, un kilogram de cafea pe lună. Nu spune noi românii sau noi cafeniștii. Dacă spun noi poeții, o spun în sens profesionist, în sens de un fel de solidaritate a Breslei pentru motive așa, aproape sindicaliste, fiindcă vrem să fim, suntem de fapt oameni care se ocupă de poezie. Dar nu spun noi poeții în sensul că toți noi poeții facem bine societății sau ne ocupăm numai de estetică sau predăm în școală poezia. Suntem fiecare. Dacă spunem noi generația 68, are sens? Are. Generația 68 are sens. Poate că se poate interoga cuvântul generație, cred, n-a venit de mult ca idee, a venit de la Ortega y Gasset, prin Mircea Eliade a ajuns în România ideea de generația tânără, de
de huligani și de oameni de alt gen. Dar generația 1968 are sens. A fost un an revoluționar în toată lumea. A fost revoluție în vest, în Paris și în Chicago. A fost anul în care Parisul a explodat. În Chicago a fost Convenția Democratică și baia de sânge a polițiștilor și a protestanților. În 1968 a fost Praga, când tancurile sovietice s-au ajuns în Praga și au trecut peste corpurile oamenilor care simplu vroiau libertate sau strigau libertate. Așa că a fost un an, 1968 a fost anul în care de fapt cortina de fier, cum îi zicem, între est și vest s-a dizolvat. Faptul că o formă de comunism sau forme de comunism a mai existat în țările din lagărul sovietic a fost inerție. În 1968, de fapt, s-a terminat cu ideologia și a început o răzvrățire a tineretului împotriva ideologiilor și a războiului din Vietnam. În cazul nostru, mai târziu, generația 1968 a dat naștere și protestului din Rusia împotriva războiului din Afganistan. Crezi că există timpuri ale deschiderii și timpuri ale închiderii? Spuneați undeva că cineva de astăzi care ar lua LSD n-ar mai putea avea deschiderea pe care a trăit-o dumneavoastră. Adică ar lua degeaba. Asta e un timp al închiderii? Sau? În 1968, ca să ne ținem de teme, a fost o fereastră larg deschisă către mister, către univers. Nu știu de ce era zeitgeistul, sincronicități de tot felul care au deschis o fereastră către univers prin care chiar am zburat cu ajutorul drogului LSD și al psihedelicilor. Astăzi s-a transformat într-un fel de Breslau și filozofia ferestrei și a drogurilor prin șamanism și yoga și practicile de New Age prin ayahuasca și peyote, care de fapt sunt și ele droguri psihedelice sau învățători psihedelici, să zicem, care sunt vechi și care vin din culturi născute în America, din Peru și din Columbia. Faptul că ele există și că sunt foarte amare și ca gust și ca experiență este pentru că se luptă cu închidere, cu o lume care s-a închis deodată. Și e un concept aproape metafizic, dar se poate explica și prin diferite confluențe poetice. Sensul a fost că noi, vitalitatea noastră, tinerii, pe vremea aia, eram amenințați de război. Eram amenințați și de supraveghere. Mai puțin sofisticată decât cea pe care o avem astăzi, dar era prezentă. Era și să dezlănțuiți o altă forță din cauza muzicii și a felului de a trăi în suburbii în America, care era extrem de plictisitor. Deodată generația noastră s-a plictisit, n-a mai vrut să facă ce au făcut părinții lor, care erau după război interesați într-o viață materială mai bună, în case, în așezare, după care au devenit și ei falși, s-au lăsat prinși de un fals sens de securitate, de siguranță.
Noi am fost plictisiți. A venit rock and roll, ne-a deschis puterea, ne-a descuiat puterea vitală. Același lucru, același rock and roll s-a răspândit și în Europa și în America. În același timp, tinerii din România, din Rusia, de peste tot au simțit vântul, adierea unui sens de libertate pe care nu l-au cunoscut. Toate acestea s-au găsit prin eter, prin undele radiofonice, prin noile și mai bune tehnologii de înregistrare. Și ne-am trezit. Că lumea doarme, că rațiunea doarme și de naștere moștrilor, cum zice Goya, e adevărat, e important, e trezirea și dacă și moștrii vin cu ea și alții... Aveți un pasaj în lecția de poezie în care spuneți că întâi au venit îngerii cu veștile bune, Ariel, și după aceea au venit demonii. Nu? Da, în filosofia indiană, în karmică, este roata norocului, dacă vrei, roata vieții și a cosmosului, care se îngerii, când sunt îngerii în sus, roata se învârtește și ei ajung jos și vin demonii, dar sunt aceleași făpturi în vremuri diferite. Hai să spun, îngerii, în 1967 era plin de îngeri, la sfârșitul anului 1968 era plin de diavoli. A venit o scurtă perioadă de dragoste și de utopie, dar care se simțea ca dragoste și după care au venit demonii lui Charles Manson și soldații care au revenit din război cu tot felul de probleme și o societate care s-a rupt. Mai mult decât în opinii, s-a rupt, de fapt, într-un sens material vizibil. Era că oamenii s-au divizat cu idei despre cum ar trebui să trăim, cât contează lumea, cât contează natura pentru noi, ce suntem noi, stăpâni ai naturii sau parte din ea. Și acum trăim un alt fenomen. Crește în intensitate și discursul populist și nu mai în intensitate, și în lărgime. Din ce în ce mai mulți oameni încep să-l ia de bun. Eu am două explicații pentru fenomenul ăsta. Una metafizică și una fizică. Una metafizică aproape... Quasi-metafizică, să zicem, este faptul că pe undele magnetice care trec tot timpul prin univers sunt virusuri care intră când găsesc un oaspete. Virusul fascismului care n-a găsit un loc prielnic de mult și a găsit un loc în capul de dovleac gol al lui Donald Trump, unde a început să crească și să fie adăpat de ideologii vechi, fasciste și de neonazism și așa mai departe, de rasism, de șovinism. Toate izmele împotriva cărora s-a luptat progresiv în America, cel puțin în America, și probabil înainte altora în America. Acum a crescut acest virus până la punctul când se simte că este valid în sens de a aduna toate nemulțumirile poporului și de a deveni, face un bloc de votanți. Dar oare nemulțumirile și nemulțumiri reale? Nemulțumirile sunt reale, au fost exprimate de lideri ca Ronald Reagan, au fost exprimate de mișcări politice ca Tea Party în Partidul Republican. În Statele Unite au fost aceste nemulțumiri reale, au fost și manifestate de democrați, de Partidul Democratic și așa mai departe. N-au găsit
până acum un loc în care toate să se întâlnească într-o ură puternică față de guvernul american, față de conducerea noastră și chiar împotriva Constituției americane și ce și țara de emigranți care este America. Pentru nemulțumiții de toate de nemulțumirile unor oameni care au venit din emigrație, din emigranți, pentru o țară de emigranți să ducă cu Trump la o idee naționalistă că refugiații sunt țapul dispășitor pentru tot ce se... sau imigranții sunt țapul dispășitor pentru tot ce au... pentru tot ce, de ce se plâng ei este chiar straniu în Statele Unite. Explicația fizică oamenii este puterea mediei. Media a devenit mai puternică decât guvernul, decât absolut toate conducerile noastre cu tehnologia care o face ubiquă, care o face universală. Media a împărțit și a despărțit taberele ideologice, politice și a adunat și nemulțumirile. La noi Fox News al lui Rupert Murdoch a devenit de fapt cea mai bine cunoscută stațiune de televiziune, o stațiune ideologică cu idei de, cu idei de dreapta radicală și era o alternativă în CNN care încerca să-și țină știrile destul de obiective. A mai fost și alternativă în National Public Radio, unde am lucrat eu, care era văzut ca o stațiune de știri liberală, dar n-a fost chiar liberală, era centrist în sens mai vechi. Dar media a fascinat, a magnetizat, a hipnotizat. Adică media creează această polarizare. Atmosfera toxică care s-a creat la noi acum seamănă cu polarizarea despre care vorbești în România, în alegerile. Ce vești aduceți din România? Când ajungeți în America o să vă întrebe cineva ce mai e nou în România, ce s-a mai întâmplat? Sunt multe lucruri, multe vești din România pe care le-aș aduce în America. În primul rând că orașele din Ardeal, Cluj și Sibiu se despart de cultura națională într-un fel, își găsesc ei singuri sursele și fondurile pentru festivaluri și artă și sunt orașe frumoase care au fost bine îngrijite. București mi se pare un pic ca politica neînțeleasă sau de neînțeles ale partidelor și românești un pic. București mi se pare un pic într-un timp lepădat, în alt fel viu și Primul lucru pe care l-am văzut la televizor erau foști deputați și premier și vicepremier duși la închisoare direct din pozițiile lor, așa că mi s-a părut chiar extraordinar să văd lucrul acesta în televiziune. Ce înseamnă, știți dumneavoastră, și cât înseamnă lucrul ăsta? Mi s-a părut că nu există în Sibiu sau în Cluj aceeași politică, poate n-am văzut-o, poate e mai invizibilă, dar cultura face bine. Orașele sunt bine îngrijite. Clujul e plin de viață, studenți deștepți care încă se mai interesează în literatură, în poezie, în teatru. Festivalul TIFF cred că a dus acolo multe idei noi despre film. Așa că veștile pe care le aduc o să fie bune, pentru că așa mi s-a părut mie. Târgul de carte din Cluj, care a fost plin de oameni,
vești bune și de la editura Curtea Veche, care îmi publică cărțile. Mi s-a părut că își fac cărți mai frumoase, mai răspândite de tot genul și chiar se vând. Nu știu, probabil ar trebui să vorbesc cu, cu domnul Arsen, editorul, despre asta, dar am impresia că cartea încă trăiește în România, se citește. Chiar în haosul politic care apare la televizor, încă mai există o pasiune pentru arta și literatura. Cum arată acum o zi din viața dumneavoastră? Mai predați? M-am retras la universitate în 2009. Am trăit la țară în munți de 7 ani. Am construit tot felul de lucruri. Am un atelier mare de tâmplărie. Am învățat tâmplărie și sudat de la oameni din zonă. După care anul ăsta, pe la începutul acestui an, deodată am simțit nevoia să văd cum și ce fac oamenii și m-am mutat la New York pentru un an sau doi ca să văd. Vă fascinează New York-ul sau? New York-ul e fascinant în momentul de azi. Este, pe de o parte, este imposibil să trăiești în New York din cauza chiriilor și e greu pentru artiști care se mută tot mai departe de Manhattan. Dar, pe de altă parte, există o energie pe care n-am văzut-o niciodată la New York. Există și faptul că primarul Bloomberg, de fapt, s-a îngrijit de oraș. New York a devenit pentru el nu numai o prioritate, dar ideea de a fi cel mai bun cultural și gastronomic și cultural și gustativ și senzorial cel mai bun oraș din lume. Asta a fost ideea lui și a reușit într-un fel. O să vedem. Vă mulțumesc foarte mult. Plăcere.